Domnul Iisus Hristos este păstorul nostru, adevăratul păstor, și cred că va dovedi-o din belșug și în săptămâna aceasta. Ne apropiem de finalul unei săptămâni în care cred că ați călcat pe urmele Domnului Iisus Hristos, sau poate unii chiar a trebuit să fiți purtați în brațe. Dacă s-a întâmplat așa, sigur a fost bine. Nu știu cum sunteți voi, dar mă bucur în seara aceasta să am doi invitați tineri, frumoși, sănătoși și odihniți. Imi, bine ai venit! Bine v-am găsit! Ovi, bine ai venit! Bine v-am găsit! Cum sunteți? Tineri, frumoși și odihniți. Ai reținut! Cum ești la finalul unei săptămâni? Abia aștept să ajung duminică la biserică să predic. Duminica trecută n-am putut fi, a trebuit să stau în izolare o perioadă și am terminat izolarea, așa cum abia aștept. Ți-e dor să vorbești? Da. Crezi că și lor le dor să te asculte? Nu, sigur, dar vedem. Încerc să fie realist. Da, asta înseamnă că predica pentru duminică este gata. Aproape. Că știi, el când radia și spunea abia aștept să vină duminica, eu știu și de alte sentimente trăite. Când e sâmbătă după masă, e sâmbătă seara și mâine trebuie să țin 2-3 predici. Ne frământăm. Și ne frământăm și ne rugăm. Și înfrângem mâinile. Da, da, da. Am auzit o chestie în asta. Vorbesc acum așa, apoi sper să tac pe parcurs. Când unul, de fapt, duminica, dar era foarte încântat cineva, să ce predică a avut predicatorul nostru. De fapt, predicatorul ce-a fost? S-a dus și s-a spovedit în fața lor. Era târziu, sâmbătă seara, n-am avut predica pregătită și am început să discut cu Domnul. Și am spus, Doamne, e sâmbătă seara, e târziu, n-am predica. Domnul a spus, știu, dar biserica e pretențioasă, știu. Și ce tot îi le spuneam Domnului, îi le spuneam Domnului. Și la un moment dat vine clicul ăla, Domnul îți dă lumina, începe să urgă predica la ele, la care el plin de bucurie. Doamne, Tu ești un părinte bun, minunat, la care Dumnezeu, fără niciun pic de mândrie, spune, știu. Și ăsta a fost mesajul lui, dar i-a prins pe oameni așa, să discutăm cu Dumnezeu. Apropo, dacă tot am zis asta, Imi, cum e cu discuția cu Dumnezeu așa? Păstorii mai povestesc cu Dumnezeu? Da, fără aspectul acesta ar fi greu să vorbești oamenilor. Adică poți să vorbești, dar fără niciun rezultat. Trebuie să găsim momentul potrivit fiecare dintre noi. Eu am descoperit că dacă nu fac un efort ca dimineață, înainte să mă apuc de alte treburi, să am timpul meu de părtășie cu Domnul, este destul de dificil. Nu când ai ieșit din casă, ești terminat. Sunt terminat. Puțin mai târziu. Mă înscriu aici. Nu mai zic că... Nu cred că este valabil deja varianta aceea că e bine să fii pastor sau popă pentru că lucrez o zi pe săptămână. Deci în fiecare zi programul este așa de încărcat că dacă dimineață nu fac timp personal, vorbesc, probabil alții găsesc în alte momente în timpul zilei, este foarte, foarte greu. Se întâmplă uneori, dacă se întâmplă seara, să mă pun și efectiv să nu pot să mă concentrez. După 12 ore de diferite activități. Și mai e o chestie. Eu vorbesc din experiența mea, dar să le spun, bă, e bine să citiți Biblia oricând, dar citiți-o dimineața. Dacă o citesc dimineața, poate Dumnezeu mă avertizează, poate mă încurajează. Acum, dacă îmi dă seara o încurajare, ce zi încurajare să-mi dea? Culcă-te și dor liniștit că nu tună la noapte în casa ta. Problema care este? Că dacă vine Domnul cu o mustrare sau o cercetare și mă ia pe la 11 noaptea când vreau să mă culc, știi? Păi nu mai dăm toată noaptea, că mi-a sorit somn, nu mi-a cutare. No, e interesant, dar până la urmă ne facem timp. Dar aici e secretul, ne facem timp. Exact. Dar spune-mi, tu ai sărit repede, că astea sunt lucrătorii, tu numai pentru slujire te rogi, numai pentru predici, pentru biserică? Nici de cum. Am eu nevoie, în primul rând, să comunic cu Dumnezeu, să mă rog, să spun necazurile și bucurile lui Dumnezeu. Eu, înainte de a fi păstor și înainte de a fi părinte și soț, sunt o persoană care trebuie să am această legătură cu Dumnezeu și, în primul rând, este pentru mine. Fug imediat la Ovi, dar nu te mai scap cu una. Nu te întreb ce te rogi pentru nevastă, ce te rogi pentru fiica ta. Ca Dumnezeu să se îngrijească de prezentul ei și viitorul ei în toate aspectele. Și detaliez de multe ori. Deocamdată nu discutăm aspectul ăsta. Zi, cum ești tu? Cu rugăciunea? Cu rugăciunea, cu cititul Bibliei. Și eu tot dimineața citesc pentru mine personal. Acum eu trebuie să recunosc că
mai am momente în care parcă uit de mine și mă rog mai mult pentru biserică și pentru lucrare. Deci e o capcană în care cred că îi putem să cădem noi ca și lucrători. Dar întotdeauna, după perioade lungi în care fac asta, îmi dau seama că viața mea spirituală are de suferit. Și atunci sunt momente în care Dumnezeu, chiar săptămâna asta, de exemplu, mi-a vorbit Dumnezeu foarte mult printr-o carte scrisă de William Gornall, probabil știți, Creștinul în armură completă. Și el vorbește despre creștinul care ajunge să fie păstor și spune la început, nu te interesa nimic altceva decât să fii aproape de Dumnezeu tău. Acum, zice, inima ta e plină de dorința de a fi onorat și respectat de oameni. Și mi-am dat seama că, da, am ajuns în punctul ăsta și trebuie să mă pocăiesc înaintea lui Dumnezeu. Mi-am dat seama că, deși m-am rugat și am făcut lucrare, de fapt, am neglijat o perioadă viața mea personală cu Dumnezeu. Și a fost un punct de cotitură în care m-am întors din nou la Dumnezeu și încerc să regăsesc bucuria aceea de a fi pur și simplu în prezența Tatălui meu. Bun, acum niciodată nu va fi suficient, spune. Apropo, la începutul lunii, acum în octombrie, am avut 2 săptămâni mai mult în repaus. Adică în pat, 7 zile cu febră și cu tusă, cu durere de cap. Au fost zile în care n-am putut să citesc din Biblie. Așa de tare m-a durut capul și m-am simțit rău. Am descoperit, de fapt, o metodă care există de mult, de care eu nu m-am folosit. Am pus pe telefon pe altcineva să-mi citească Scriptura. Nu reții așa de mult. Eu personal nu rețin așa de mult ascultând, dar au fost, de exemplu, epistolele am ascultat probabil în 2-3 limbi de 2-3 ori. Plus cărțile istorice, care a fost ca și o narațiune pentru mine, a fost extraordinar, dar mi-am dat seama că n-am avut de mult, nu anul acesta, probabil de ani de zile, așa de mult timp să stau, să mă rog și să ascult și câteodată să țipesc și să mă trezesc și să continui să mă rog, ori ca Domnul să aline durerea de cap, și atunci au venit toate celelalte lucruri. Singurul lucru pozitiv, izolat într-o cameră de musafir, acasă, nu m-a deranjat absolut nimic, a fost un lucru, nimeni, a fost extraordinar lucrul acesta, aspectul acesta, și chiar am mulțumit lui Dumnezeu. Da, nu trebuie să ajungem acolo, dar găsim exact metode. Mie îmi place. Dacă nu găsim noi, scuze, găsește Domnul. Găsește Domnul, da. Mai bine găsim împreună cu El. Da. Nici pentru mine faptul că cineva citește nu înseamnă că rețin. Pentru mine contactul vizual e foarte important, dar am un lucru, ăsta câteodată nici nu-i bine. Spre exemplu, dacă mă duc undeva într-o adunare și spune vorbitorul să deschidem Scriptura, eu nu o deschid și nu mă uit nici la ecran. De multe ori vreau să-l aud pe celălalt cum citește, pentru că vreau să văd ce accentuează el, și uneori felul în care citește mie îmi dă o altă perspectivă. Știi că noi, Biblia nu e scrisă pe note. Și atunci noi intonăm, uneori îți dai seama la unul și de unde va predica și ce va predica dacă ești foarte atent, dacă ești foarte atent cum citește el. Dar asta este, e bine că Scriptura este o bogăție și eu citind Scriptura găsesc foarte multe subiecte de rugăciune. Așa, poate alții sunt diferiți. Acum eu am trecut de vârsta cu șabloanele, m-am chinuit cu șabloanele altora și n-a funcționat. Să stau așa tot înaintea Domnului foarte mult timp și să mă gândesc la vrute și nevrute, nu e sistemul meu. Dar citind Biblia, dacă e vorba de încurajare, dacă e vorba de mustrare, dacă e vorba de greu, eu din alea toate fac subiecte de rugăciune. Ori îi mulțumesc Domnului că n-am ajuns pe acolo, ori îi mulțumesc Domnului sau rog să mă scoate de acolo. Bun, așa ai fost dintotdeauna? Sau în chestia asta crezi că te-au influențat părinții? Vreau să mă duc un pic la începutul vieții tale. Cred că m-au influențat părinții și contextul în care am crescut. De fapt, a fost o perioadă în perioada, aș putea să spun chiar copilăriei și adolescenței sau preadolescenței, în care am citit foarte mult Biblia. N-am avut foarte multe cărți, televizor nu am avut în perioada aceea și până la 14 ani, cred că până la 14 ani am citit de 7 ori. Biblia de la început până la capăt. În primul rând, cred că părinții și, bineînțeles, bunicul meu, care deja era înaintat în vârstă, ne chema să citim, nu mai vedea,
și ne chema să citim din Scriptură, dar eram puțin frustrați pentru că începeam să citim un psalm și el după prima propoziție continua și aproape termina el spunând pe de rost psalmul și apoi câteodată se oprea, că cum e aici, și începeam să citesc și după trei cuvinte iar m-a oprit și continua. Mi-am dat seama că o mare parte, niciodată n-am făcut o statistică cât la sută cunoaște sau câte versete, cred că nici nu i-ar fi plăcut lucrul acesta să se laude, dar mi-am dat seama cât de mult cunoaște. Și deci bunicii și părinții, oameni credincioși. Da, așa este. Și bineînțeles că și tatăl meu a continuat lucrul acesta. Bunicul meu a fost un fel de pionier, a fost lucrător în bisericile nerecunoscute pe vremea aceea. Mm-hmm. Acum asta am aflat mult mai târziu. Însă a avut foarte multă experiență cu Domnul și mereu subiectul principal în discuțiile noastre cu el a fost legat de Dumnezeu. Super. Din ce familie vii? În ce familie te-ai născut? Din familie ortodoxă. Așa? Practicanți sau nepracticanți? Nu, nu erau practicanți, dar respectau cuvântul lui Dumnezeu. Deci prima Biblie pe care am primit-o de la tata, Biblia povestită copiilor. A primit-o, el lucra tata la Strungul pe vremea comunismului și mi-a spus să nu spun la nimeni despre ea. O fi primit-o și el undeva? Probabil și, na, cine știe care a fost motivul, dar atunci am citit prima dată... Păi îți spun eu care era motivul, ele intrau ilegal în țară. Ok. Deci nu se tipărea nimic în România, nimic literatură religioasă, hai să nu spun nimic, se tipărea din an în pas, cine știe, cu nu știu ce aprobări, cu așa. Și atunci ele veneau din străinătate, peste graniță, pe sub graniță, aveau oameni cu foarte mult risc. Și tata o fi primit-o de la un coleg care o primit-o de la nu știu unde, într-o rețea, și în momentul în care tu spui, te întreba pe tine cineva, te întreba pe taie, că tot și era un sistem întreg, știi, da? Dar și ai citit-o? Am citit-o toată, da. Am citit-o toată și am avut bunica mea era adventistă, din ziua șaptea. Bunicul meu era de la Oastea Domnului. Iarăși în el am văzut, în bunicul meu am văzut foarte multă credință, am văzut dragoste față de Scripturi. Și părinții mei m-au încurajat, deși nu erau practicanți, nu, erau credincioși, credeau că există Dumnezeu, da? Dar erau foarte mândri de mine în momentul în care vedeau că știu Scripturile, că cunosc ceva din Sfânta Scriptură. Și un lucru extraordinar, o mătușă de-a mea mi-a citit un verset din Isaia 1:18, veniți totul să ne judecăm, zice Domnul, da? Pe când aveam vreo 6 ani de zile, după aceea am luat-o un pic pe alte căi. Am avut un verișor care era, cum se numesc acum, interlopi în Arad, a fost omorât în grădiște. Și după aceea am luat-o rău de tot razna. Și cu versetul acela pe care l-a citit mătușa mea la 6 ani de zile, ăla e versetul prin care mi-a vorbit Dumnezeu că există iertare pentru mine la 20 de ani când m-am întors la el în biserică. Interesant. Deci un verset ajunge. Unul. Asta e pentru mine interesant, le spun unora care cresc în context religios și cu oameni, bunici, părinți, temători de Dumnezeu, poate chiar cu biserică, am zis, băi, unora un verset din Scriptură le ajunge să-și pună viața în rânduială și tu ai 7 Biblii și nu ți-ajung, da? Bun, părinți credincioși, bunici credincioși, cum ai hotărât tu să te împaci cu Dumnezeu, Imi? E foarte interesant pentru că, în mare parte, în copilărie și tinerețe, am avut o părere bună despre mine. Adică am fost un copil ok. Ok, da. Am învățat totdeauna acolo, între primii 3 probabil, în clasă. Am fost cât de cât în ordine cu lucrurile acestea și la un moment dat am crezut că e ok. Tocmai am spus că de vreo 7 ori am citit Scriptura până la 14 ani. Alții nu citesc într-o viață. Exact. Și nu spun asta ca și laudă, ci să înțelegem contextul. Însă, ori de câte ori mă gândeam la relația mea cu Dumnezeu, chiar dacă alții poate nu au văzut lucrul acesta, asta a însemnat implicat în biserică, în orchestră, n-am avut fanfară într-o orchestră, cu tinerii și așa mai departe, ori de câte ori însă am ascultat o predică, mai ales de evanghelizare, mi-am dat seama că eu lipsește ceva din viață, nu sunt în ordine cu Dumnezeu. Și chiar la vârsta de 14 ani, la evanghelizare,
Atunci Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, degeaba sunt în biserică. Cred că s-a și amintit, nu mai știu exact predică, recunosc, nu mai rețin predică de atunci, dar știu că Dumnezeu mi-a vorbit că nu e destul să citesc Biblia, să mă duc la biserică, să activez, să fiu un tânăr cum se cade. Cât de cât ok, așa. Și nu că ar fi rău. Da, a fost cred că este un lucru bun. Dar e insuficient atunci când este vorba de mântuire. Și atunci Dumnezeu m-a cercetat și mi-a vorbit și a zis, e momentul să-ți predai viața, să recunoști. Chiar m-a conștientizat că așa cum sunt de cât de cât ok, nu sunt destul de ok pentru cer. Și n-am nicio șansă să intru și dacă aș mai citi încă de 70 de ori Biblia, cu toate că e foarte bine să citim, tocmai despre asta am vorbit, dar nu este suficient pentru mântuire. Și mi-aduc aminte perfect într-o seară de februarie, după ce am împlinit 14 ani, spre 15 ani, atunci mi-am dat seama că sunt păcătos, că am păcate de care trebuie să mă întorc la Dumnezeu ca să fiu sigur că sunt iertat. Și după aceea a urmat o perioadă de creștere, la 15 ani m-am și botezat. Din momentul acela nu zic că totdeauna a fost așa într-o traiectorie înălțătoare, dar a fost măcar erai pe drumul cel bun. Exact. Și recunosc că de multe ori de atunci am avut nevoie de iertare. Oh, da, iertare de fiecare zi. Noi vorbim iertare de la început, pe care toți o prețuim, și apoi iertare de fiecare zi. Cum m-am dus, stai să spun ceva, am fost prin Irlanda, cred că la o conferință cu familiile, și vine la mine cineva, un frate. Frate, mâine seară, zice, noi toți țiganii de aici ne adunăm la o evanghelizare, să vii să ne ții o predică. În fine, zic, dar când să vin? Păi, frate, a venit el, eu te aștept când termine acolo, a venit și pe drum, îmi spune, frate, vezi că ți-am găsit și un interlop din Craiova pentru seara asta, îl duc acolo, poate îl pocăiești cumva, frate. Ia zi tu cu interlopii, cum... N-am fost interlop. N-ai fost, da? Am fost în anturajul lor. Da, deci asta în anturajul lor am fost. Nu că n-aș fi vrut. Am înțeles, dar nu se intră așa ușor. Da. Bun, deci la mine e interesant, Dumnezeu m-a căutat toată viața mea, deci totdeauna am avut în anturaj pocăiță. În școala primară, la gimnazială, la liceu, deci absolut totdeauna au fost pe lângă mine pocăiți. Și mi-aduc aminte, cred că un moment destul de, nu știu, definitoriu în viața mea, în clasa 12, un penticostal, Fulger Florin. A început să mărturisească Evanghelia și am înțeles Evanghelia, am înțeles că nu trebuie să fac nimic decât să mă pocăiesc, că sunt mântuit prin har, prin credință, dar de asemenea am înțeles că dacă mă pocăiesc, viața mea așa cum nu va mai fi. A fost clar de asta. Deci am înțeles că nu eu mă mântuiesc, dar am înțeles că în momentul în care Dumnezeu mă mântuie, viața mea se va schimba. Și n-am vrut. Deci n-am vrut să renunț la lucrurile pe care le făceam. Și au mai trecut 2 ani în care efectiv mi-am ruinat viața. Deci la 20 de ani eram o epavă, deci efectiv o epavă de 64 de kilograme aveam la 24 de ani. Tata bolnav, tumoare pe creier în spital, mama cu el acolo, prietenii mă întorseseră tot spatele, dar merit. Da. Deci mi-am făcut singur. Și a venit o soră, penticostală foarte interesant, penticostală care m-a dus la Maranata, la biserică. Și în momentul în care a început să predice, predica fratele Doru Popa, și am zis, ok, pentru mine nu mai este nicio iertare. Dar, Doamne, dacă cumva mă vei ierta, vreodată aș vrea să fiu ca omul ăsta. Care... Bun, acum m-am mai deșertat, știu că noi trebuie să fim ca Domnul Iisus. Dar atunci asta era primul predicator pe care l-am văzut în viața mea și asta a fost dorința mea. Am zis, Doamne, dacă mă ierți, dacă vrei să mă ierți, asta aș vrea să devin. Și m-am dus acasă în seara aia și mi-a adus aminte Dumnezeu de versetul ăla din Isaia pe care mi l-a citit mătușa mea. N-am crezut foarte tare și atunci am deschis, dacă pot să iau puțin Biblia, am deschis la întâmplare, era și un lucru pe care nu-l recomand nimănui, dar eram nici măcar copil în credință, nici bebeloș și iarăși am găsit niște cuvinte pe care mai târziu aveau să le găsesc în Efeseni și să-mi dau seama că sunt chiar cuvinte care vorbesc despre mântuire. 60 cu 1.
din Isaia, scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Și efectiv, nu știu de ce, dar versetele astea două mi-au vorbit într-un mod extraordinar și am înțeles că Dumnezeu m-a iertat. Și din momentul acela viața mea s-a schimbat în mod radical. Deci, în mod absolut, nu am mai fost de recunoscut. Știu că mama fusese plecat o săptămână cu tata la spital la Oradea. Am plecat lăsând acasă un pier de vară și un... Și a venit după aceea duminică acasă și eu eram la biserică. După aceea a venit joia, mă duc la rugăciune și mama își făcea cruce. Și slăvit să fie Domnul, între timp s-a pocăit și ea, tata s-a pocăit cu 3 zile înainte să moară. Eu mai rugăm pentru fratele meu. Amin. Efectiv, e lucrarea lui Dumnezeu, n-am niciun merit. Da, da. Pentru noi facem ce putem, trăim, ne rugăm, le mărturisim. Amin. Cum au făcut alții pentru noi. Dumnezeu este Cel care produce transformarea. Te-ai hotărât ușor pentru pastorală, pentru teologie? Nu. A fost destul de dificil și contextul a fost. Toată perioada aceasta a fost înainte de schimbare, înainte de revoluție. Sincer, până la revoluție a fost câteodată un gând că mi-ar plăcea. Simțeam oarecare chemare, dar nu a fost ceva foarte, foarte clar. Eu începeam deja să slujesc, am dat îndemnuri în biserică, după ani de zile am avut câte o mărturie, câte o din scriptură, mai ales mergeam cu tinerii de la Oradea în diferite sate, biserici, în vizită și era nevoie. După revoluție, între timp m-am angajat, am lucrat, am făcut armată, m-am întors la lucru. În 90 sau chiar în 89, după Crăciun, oricum după Crăciun, între Crăciun și anul nou, în 89, păstorul meu, fratele Bodor, de la Oradea, m-a abordat și mi-a spus: te-ai gândit vreodată că ar trebui să te duci spre lucrarea lui Dumnezeu? Și am avut o discuție mai lungă, ca să scurtez. După câteva zile mi-a spus: uite, se creează o posibilitate la seminarul de la București, ca dacă există doritori care au chemare, să treacă foarte repede, imediat, atunci după 1 ianuarie 90, prin tot procesul. Era atunci destul de complex, discuție, un fel de interviu cu păstorul, cu comunitatea și așa mai departe. Dacă simți chemare, dacă treci prin aceste interviuri, atunci eu te-aș recomanda să încerci, dar să te rogi pentru asta. Nu trovat câte zile, am probabil 2 zile am avut atunci, foarte repede. Am stat, m-am rugat, am avut un loc de muncă foarte bun. N-am avut încă facultate, am avut liceu terminat, am lucrat într-o fabrică de confecții și de foarte multe ori, probabil salariul era între 3.500 și 4.000 de lei, care atunci era pentru un om deja cu vechime destul de mare. Am muncit, am mult și am avut un loc de muncă foarte bun. Am acceptat provocarea, așa că în ianuarie, în 90, am plecat la București, am dat examen, am intrat și am rămas acolo. În timp ce cei 4 care au intrat din toamnă erau în vacanță de iarnă, noi am făcut o lună intensiv și am recuperat semestrul întâi. Și am dat deodată cu ei examenele după semestrul întâi și din momentul acela... Ați mers în mod normal. Da. Da, era, cred că, și încercarea, pentru că în sistemul trecut erau atâtea filtre și bariere să nu poți ajunge. Se știa că foarte mulți tineri așteaptă, ar fi dorit să intre în lucrare și cred că a fost o decizie foarte înțeleaptă să vă primească imediat. Tu ai luat hotărârea înainte de te pocăi, că dacă te iartă Dumnezeu, da, ăla vreau să fiu. Deci eu, după ce am înțeles că sirta, eu n-am putut să-mi înțeleg viața decât în slujire. Adică nici nu pot să înțeleg și nu vreau să judec Domnul, să-i binecuvinteze, să-i și mustre dacă trebuie. Pe frații care nu știu, te-ai pocăit și ce? Adică trebuie noi să ne chemăm la ucenicie. Bun, și acum, nu există fost... mulți cu ideea asta că nu, veșnicia, să mă asigure Domnul loc în veșnicie. Nu știu, deci cred că în momentul în care Duhul Sfânt lucrează în tine, naștere din nou, nu mai poți să gândești așa. Acum
ce spune asta despre cei care gândesc așa, trebuie să-și pune întrebări. Bun, e problema lor. Da, da, nu. Ideea este, vreau o relație cu Dumnezeu, da. Adică vreau să profit de Dumnezeu veșnic, să cam asta ar fi, da, nu? Da, da. Și acum e normal, când spun lucrare, nu înseamnă neapărat pastoral. Da, sigur. Dar lucrarea e să spui la un vecin, să mergi la un bolnav. Să, da, și, adică, și nu cred că trebuie să te forțezi ca un măr, face mere, un creștin face toate bune, deci slujește pe Hristos. Asta e roada lui. Și au fost multe frământări. Deci au fost frământări, dar nu, eu n-am putut să înțeleg că să trăiesc viața asta decât în slujba lui Dumnezeu. Mă gândeam la un moment dat misionar în India să mă duc. Na, acum știți cum sunt tinerii. Da, da, probabil că a fost și am romanticizat eu ce înseamnă asta. N-am înțeles eu prea. N-am înțeles prea mult nici ce înseamnă pastorala. Dar sunt absolut convins că sunt în locul în care mă vrea Dumnezeu. Acum e o poveste foarte lungă, am ajuns să studiez în Statele Unite, deci totul e o minune. Am avut 6.02 la BAC, dacă puteți să închipuiți, și am primit bursă de studii în America. A fost numai mâna lui Dumnezeu. Da? Am ajuns acolo, după vreo 3 ani de zile m-am hotărât că rămân în America. E, din momentul ăla n-am mai putut nici să mănânc, nici să mă rog, nici să citesc Biblia, nici să predic, și am zis, ok, Dumnezeu mă vrea în România. Deci cred că sunt acolo unde m-a vrea Dumnezeu și cred că ăla e cel mai bun loc în care să fii. Ce a fost mai ușor? Să faci teologie sau să te însori? Teologie? Să faci teologie. Stai că mă întorc la teologia ta. Da. Da, să fac teologie. Să faci teologie. De ce? Te-ai însorat greu? Ia zi. Nu. Ai fost mofturos acum? Nu, cred. Cred că am înțeles Importanța și seriozitatea acestui fapt și am vrut să fiu și în lucrul acesta în voia lui Dumnezeu. Și poate că unii au o călăuzire foarte clară, așa, negru pe alb. Eu cred că foarte mulți tineri nu au neapărat și nici eu n-am avut călăuzirea aceasta așa, ca printr-un bun, vis. Ieșită din comun. Ieșită da. Din comun, asta am vrut să spun. Ci am înțeles pe parcurs voia lui Dumnezeu și împrejurimile, circumstanțele și, bineînțeles, cunoscând mai bine pe actuala mea soție, pe Miriam, am înțeles și am ajuns la convingerea că ea este cea pe care Dumnezeu mi-a rânduit. A fost o diferență între vârsta la care ți-ai propus să te căsătorești și vârsta la care te-ai căsătorit? Nu, pentru că n-am avut o vârstă stabilită. Totdeauna spun tinerilor că nu trebuie să te grăbești, dar nici să amâni prea mult. La 25 de ani, când m-am însurat, eu chiar e bine. În cazul tău a fost excelent, da. Adică eu am vrut să mă însor la o anumită vârstă și Domnul a hotărât când e mai bine. Cum a fost la tine? A hotărât Domnul când e mai bine. Da. Nu zi, de ce a fost mai greu să te însori? Deci, unde am fost la școală în Statele Unite, interesant de cum e și viața asta. Eu nu am fost așa un băiat cu succes la fete niciodată. Până am ajuns la școală. Unde n-am avut voie să am prietenă. Te-ai dus la aici deci, un pic mai cu niște reguli. Ei spuneau așa, noi îți plătim școala. Bursă, dar vrem să te întorci în România, să slujești acolo. Deci ei gândeau în loc să trimitem noi misionar pe care să-l plătim. Păi, mi se pare normal. Deci, dar tu dacă te căsătorești, dintr-o dată e mult mai ușor să rămâi aici. Na, și până atunci n-am avut succes. Nu știu, le plăceau accentul, nu știu care era treaba, dar n-am avut voie, da? Și după am venit în... Ispintele știi din atunci când n-ai voie. Da, așa se întâmplă, da. Și dau slavă lui Dumnezeu. Deci soția mea e cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla. Ea a crescut într-o familie de baptiști. Tata ei a fost la Boxig, la cartier, supraveghetor, presbiterul bisericii. Slujitorul bisericii. Slujitor local, da. Și fata asta știe ce înseamnă slujire, ce înseamnă să primești oaspeți, dar nu știe numai atâta. Deci o experiență care i-a schimbat ei viața, într-o zi, în Ineu, avea vreo, nu știu, 14-15 ani, mersese să-și cumpere ceva, pantofi, sau și-a văzut în vitrină Codul Bunelor Maniere. Și și-a cumpărat Codul Bunelor Maniere. Mamă, se alege între papuci Codul Gândiți-vă Bunelor Maniere. Gândiți-vă un pic. Și deci eu o ființă mai manierată și care să știe purta în societate, cum să știe purta soția mea, nu am cunoscut. Dar gândiți-vă, eu am venit după o copilărie în care tata a fost bolnav de cancer foarte mulți ani, nu s-au putut ocupa. Deci cât au putut, au făcut. Dar n-au putut, a fost greu. Și am avut multe bagaje, de pe la...
Tu aveai bunele mari, din, tu aveai bune mari, numai codul ți-o lipsit. Da. Și efectiv, tot ceea ce am avut nevoie acolo, atunci, au fost anumite păcate cu care m-am luptat și soția mea s-a ținut scai de mine și m-a ajutat să le biruiesc, da? E o femeie care citește cu mine pe scripturi, care e interesată de ce, de ce sunt interesat eu. Bun, planul ei era ok, ne căsătorim și după aia îl fac eu să termine el cu prostiile astea, cu pastorala și altceva. Dar Dumnezeu a prins inima ei și a capturat oare inima toate ei. Au planuri ascunse sau nu? Nu, a ta doar, probabil. Dar vă spun, îi, faptul că sunt în lucrare și n-am dat-o în bară încă, se datorează... Sau n-ai dat-o tare de tot? Știi că așa, să se audă și să se vadă, se datorează în mare măsură felul în care Dumnezeu lucra prin ea. Deci e un dar... N-am cuvinte să mulțumesc lui Dumnezeu. Trebuie să fac o emisiune și cu ele, cine știe odată, dar... N-ar fi. Nu, că ele sunt femei înțelepte și spun... Numai ce trebuie. Și spun numai ce trebuie. Numai ce... Acum, dacă o trec... Câți ani de căsătorie aveți? Nu mai știu, 13 ani. O sunăm pe ea, 13 ani, copii? 14 ani. Doi copii avem, da? O fetiță care e domnișoară acum, clasa 5-a, la SLB. Așa, și un băiat de 7 ani. Frumos, domnul, să-i binecuvinteze. Voi aveți un pic mai mulți. Un pic mai mulți. 28. 28? Acum lună. Am împlinit 28 și... de ani de căsătorie. Avem un băiat de 24 de ani și el ne-a mai dus încă o fică, soția lui, de un an de zile. Și o fică care are 21 de ani. Domnul să-i binecuvinteze odată. Mai un pic, sunteți bunici? Încă nu știm. Nu știm. Da, da, da. Vine și vremea aceea și... Încercăm să ne pregătim. Dacă vine. Oricum nu suntem pregătiți, dar măcar încercăm să ne pregătim. Câți ani de slujire? 27. 27. Ce a fost frumos și ce a fost greu? Începe cu ce vrei. 27 de ani... în aceeași biserică, ceea ce este și frumos și greu. E frumos pentru că în 27 de ani devii parte a comunității și te cunosc. Tocmai acum când am lipsit două săptămâni de la biserică, îmi spuneau unii din biserică, au fost extraordinari musafirii pe care i-am chemat să mă înlocuiască, să predice, dar ne-a lipsit vocea dumneavoastră. Am zis, doar vocea. Dar după 28 de ani, cred că se obișnuiesc și cu vocea și cu multe alte lucruri și eu îi cunosc destul de bine și ei mă cunosc. Și asta nu înseamnă că totdeauna a fost ușor. Nu înseamnă că e ușor atunci când din sărbătorile să pregătești predicile. Sper totuși ca și anul acesta să putem să predicăm în biserică. Doamne ajută! Ține numai de noi, eu zic. Ține de Dumnezeu care e suveran, dar exact. Omenește, ține numai de noi. Da. Chiar dacă este mai dificil după 27 de ani să mai ții alte predici, aici intervine totuși și harul acela al uitării uneori, că se mai uită unele aspecte și este bine ca să repetăm, este bine să reluăm. Dar consider că și de sărbători și totdeauna este doar harul lui Dumnezeu. A fost destul de greu la început și cred că din punctul meu de vedere eu nu aveam nicio eficiență dacă eram păstor 3, 4, 5 ani într-o biserică. Pentru că probabil eu mă adaptez mai greu, mie mi-a trebuit cel puțin 5 ani ca să mă adaptez și încă 5 ani ca să am cât de cât autoritate. Acum când mă gândesc că un tânăr de 26 de ani, fără nicio experiență, am ajuns într-un loc unde înainte n-am fost niciodată, eu de la Oradea, soția mea din București, mulțumesc lui Dumnezeu că oamenii ce au avut răbdare cu un tânăr păstor, mulțumesc Domnului că mi-a dat înțelepciune de multe ori cum să abordez unele probleme atunci când erau implicați oameni mai în vârstă, pentru că este foarte important. Ce este greu uneori și dificil
în lucrarea aceasta pentru mine și a fost în special când mă gândesc la perioada aceasta, este atunci când încerc să mă concentrez prea mult la mine și iau unele lucruri în mod personal. Asta rănește și un alt aspect foarte dificil care apare uneori, trecem peste situații care ne vizează pe noi. Dar e mai dificil atunci când sunt cei din familie, implicați. Mă opresc aici. Oprește aici, că vreau să te întreb pe tine. Cum e mai ușor, vioara întâia sau vioara a doua? Că ai cântat... Vioara a doua. Vioara a doua e mai ușor. E mult mai ușor. Când alții se duc, da. Tu vii, predici, zâmbești, mai zici ceva. Da, și eu totdeauna am considerat, luați-o ca o mândrie dacă vreți, că aș fi un foarte bun păstor asistent. Dar Dumnezeu așa a lucrat și eu, deci iubesc. Bun, ai fost o perioadă. Da, și mie, eu cred că am făcut bine. Deci așa m-am văzut. Deci nu, bun, aia nu înseamnă că nu mi-am dorit să fiu păstor. Adică, eu, hai să vă spun, eu nu-mi place ipocrizia, sunt păstor, că eu nu vreau, ba da, am vrut, deci de aia m-am dus la teologie ca să fiu păstor la unei biserici. Da? Dar după ce am început să văd ce înseamnă să păstorești, ce înseamnă cu adevărat lucrarea, cât e de dureros, cât te lacrimi verși, ce înseamnă când... Că nu ești doar omul ăla care l-ai văzut-o că predici, vai de mine, nu știu ce, asta este așa. Numai la suprafață. Am început să-mi dau seama că e mult mai ușor să fii vioara a doua. Cât trăia fratele Doru, eu n-am luat la oase, da? Așa a spus pe... Nimic, da? Da? Deci nu... Eh, după ce a murit fratele Doru și după ce a plecat Dani Cojiță, pai de mine, și când au început să răstoarne, am început să-mi dau seama de anumite lucruri, am început să judec mai puțin unii păstori pe care probabil că i-am judecat. Cel mai greu mi-a fost să realizez că oamenii care au păreri diferite de mine nu mă urăsc. Nu știu de ce am avut totdeauna... Deci totdeauna când cineva venea și avea altă părere, ăsta 100% nu mă suport. Are ceva cu mine, ceva personal. Cu mine, da. Deci ce ziceai tu, să nu-l iau personal. Da. Deci foarte mult. Și cel mai frumos moment a fost momentul în care am început să-mi dau seama că nu stau lucrurile chiar așa. Și cred că asta mă ajută mult. Deci știi ce mi-am dat seama? Eu cred că și aici, că acum noi pe cine să dăm vina? Tot pe satana, știi? Pe satana dăm vina. Mă gândeam... Având oarecare aplicare spre viața de familie, cu studiu, nu știu de ce, mă gândeam de multe ori de ce copiii altora au voie să aibă păreri diferite de tine sau un comportament și nu te superi pe ei, iar ai tăi, imediat. De ce soțiile altora, adică surori din biserică, nu, vine o soră din biserică cu o părere diferită de a ta. Da. O respecti, o cutare, zice nevastă-ta ceva diferit de tine, parcă s-o aprins București, știi? Și până la urmă, acum mă duc la ce ai zis tu, oamenii din biserică care gândesc diferit, noi nu vorbim de păcat sau ceva, nu, lucruri organizatorice, da, ceva, da, chestii din astea, da, uneori mărunte, alteori mai importante. De ce prima dată te gândești că are ceva neapărat împotrivă cu tine, știi? Eu cred că diavolul, știi, vrea în loc să ne lase în pace, în liniște, în bucurie, să ne bucurăm de ce avem în Hristos și să ne ocupăm de ce ar trebui să ne ocupăm, să ducem altora Evanghelia, că până la urmă ai spus pentru asta am fost chemați, noi trebuie să stăm noaptea, să ne gândim ce are la cominte. Da. Și cred că și ce a zis fratele Emi, poate prea mult ne concentrăm uneori pe noi, pe imaginea noastră, pe... și sincer, deci asta e lupta pe care... Deci chiar vreau să fiu aproape de Domnul. Deci asta e... Dar cred că e cel mai greu să vrei asta, mai mult decât îți doresc să fie apreciate mesajele tale sau... au fost și chestia asta, după ce pleca Dani, murise fratele Doru, nu mă percepeau oamenii ca pe păstorul bisericii. Da? Și atunci poate a fost și chestia asta de complex, de eu vreau... Dar mi-am dat seama oricum, Domnul m-a dus aici, el dacă vrea mă ține, nu știu exact ce a fost în inima mea, dar un punct de cotitură extraordinar a avut loc anul trecut, deci acum sunt 2 ani, în luna martie, cred că am fost în Statele Unite, am fost la biserica lui Mark Dever. Nu știu, o experiență care pe mine unul m-a transformat. Am văzut o biserică, care e biserică? În America. Efectiv, toate accentele pe care am văzut eu că le pun ei au fost corecte. Și unul dintre accentele mari pe care le punea el pe pastoral era să-ți iubești membrii, indiferent de felul în care... Și ne-a povestit anumite situații din viața lui.
Și am venit cu altă inimă. Am venit cu inima să iubesc pe oamenii ăștia, indiferent de ce se întâmplă. Și asta cred că a schimbat dinamica dintre noi. Pentru mine, poate surprinzător, pentru voi, unul din oamenii care m-au impresionat mult la capitolul ăsta era Moise. Deci, domnule, evrei au fost răi, domnule. Deci, dacă ai vrea să vorbești de răutatea lor și nu că îi judecăm, Dumnezeu spune că sunteți cu grumazul țeapă, că mi-ați întors spatele. Și când Dumnezeu îi zice lui Moise, Moise, dă-te la o parte, îi prăjesc pe toți și ridici o națiune. Moise așa se roagă pentru ei, să-i salveze Dumnezeu, de parcă erau cei mai buni oameni de pe fața pământului. Și au zis, Moise, e șansa vieții tale să scapi de ăștia care vor să te strângă de gât, să te omoare de atâtea ori. Și mă gândeam așa într-un dialog, Moise să zică, păi Viorel, dar singurii pe care i-am, adică... Pe ăștia i-am, mai bun nu am. Și așa se ruga ca și cum erau ai lui. Și am zis, uite, domne, ce inimă de păstor. Păi cum sunt? Da. Sunt ai mei. Dacă Dumnezeu e rapt, dă-i rapt și eu. Brian Chappell predica dintr-un pasaj din viața lui Moise și spunea la un moment dat despre păstor. Dacă nu ești gata să iubești până la sacrificiu pe cei care te calcă în picioare, înseamnă că nu ești om cu inimă de păstor. Bine, noi nu, noi, dacă ne uitați la noi trei, n-am avut niciunul din ăsta cu călcate în picioare. Nu, nu. Da, Imi o zis că se oprește aici un pic când nu lăcrimat, dar nu se referea la situație de la... Nu, nu, nici eu n-am avut. Nu, nu, dar ce ați spus dumneavoastră e adevărat, deci trebuie să fii gata este, dragii mei, chiar pe bune. Acum, dacă cineva încearcă să mă calce picioare pe mine, eu iau asta ca voia lui Dumnezeu, că eu trebuie să fiu smerit. Dar niciodată n-am crezut că e voia lui Dumnezeu pentru tine să mă calce în picioare. Deci asta n-am crezut niciodată. Eu îmi rezolv problema cu Dumnezeu, dar trebuie să o rezolvi și tu. Acum, problema mea era că eu nu eram în stare să iubesc nici pe cei care nu că mă călcau în picioare, doar nu erau de acord cu mine. Da. Și eu luam că, bă, dar ce are asta cu mine? Bun, și Dumnezeu, n-avea omul nimic, el voia să... Toți suntem în mâna lui Dumnezeu, toți suntem prelucrați. Cum zicea Imi, te miri de oameni, că noi acum, știi, nu că am fi bătrâni, dar să dai la un copil o biserică pe mână, nu știu ce, te-ai gândit de mai multe ori, chiar dacă ar fi fiul tău sau omul meu, ai spus, bă, omule, copilul ăsta. Deci, bun, nici eu nu cred. Cred că niciunul nu ne-am văzut neapărat calificați atunci, ci vorbim de lucrarea lui Dumnezeu, care așa a hotărât el și... Până la urmă, dacă cineva se uită cu atenție în viața noastră, și nu trebuie foarte multă atenție, că este vizibil, se vede lucrarea lui Dumnezeu în ciuda nevrednicii noastre. Iarăși zboară timpul repede. Dați un sfat, uite, acum mă gândesc că aveți copii, unii mai mari, mai mari. Dați un sfat părinților, să fie părinți de succes. Cred că aș lega, m-aș întoarce pentru... o secundă la ceea ce am discutat până acum, un lucru ceea ce am învățat și în pastorală și cred că e valabil acum și pentru părinți. E un cuvânt, e o concepție cheie, concepție magică, răbdarea. Ca să vezi. Și sigur, asta e greu la 25 de ani, dar la 50 de ani deja încep să te obișnuiești puțin cu ideea. Mai am un pic. Dar asta nu este o descoperire a mea, este clar. Scriptura vorbește și nu degeaba suntem asemănați de atâtea ori cu agricultorii care seamănă și care trebuie să aștepte. A fost, apropo, o lecție grea pentru mine asta și în biserică și uneori și ca și părinte. Mai ales generația instant. Exact. Vreau. Trebuie să învățăm răbdarea. Și să nu credem că timpul, noi stabilim timpul. Noi trebuie să fim la dispoziția lui Dumnezeu. Acum mă întorc puțin spre părinți, mă întorc spre mine și poate că aș începe, dacă tot am amintit de lucrul acesta, aș începe ca și un element important, răbdarea. Foarte important este în același timp exemplul nostru. Exemplul nostru de trăire. Uneori mă simt că n-am reușit să fiu chiar așa cum am avut eu exemplu de la niște oameni simpli, dar credincioși care au luat în serios cuvântul lui Dumnezeu și duminică și de luni până sâmbătă. Deci tu încă te uiți la bunicul și la părinți în sus? Da, da. Recunosc frate, dacă copiii mei o să ajungă ca așa tăi, o să fiu cel mai fericit părinte din lumea asta. Deci...
Da, mulțumesc. Deci îi cunosc pe amândoi. Și eu sunt bucuros. Wow. Și știu că mi-aparține foarte puțin mie, puțin mai mult soției mele și cel mai mult lui Dumnezeu, pentru asta. Și sunt bucuros și mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare și pentru toți trei acum. Dar este foarte important să avem răbdare. Sunt situații în care trebuie să înțelegem și aici am avut poate problemă, ceea ce ai mintit tu deja. În timp ce înțelegeam pe toată lumea, eram puțin intransigent cu copiii mei. Nu. Bun. Și eu sunt tânăr, și eu sunt ca ceilalți. Da, dar dincolo de lupta spirituală, poate că în subconștientul nostru era... Bă, dar ăștia sunt ai mei, le-am spus de 7 ori, poate ea nu le-au spus de atâtea ori, sau nu știu, nu, în fine, dar... Deci, stai să văd dacă am priceput eu mesajul bine, că tu ai copii foarte faini. Frumos că ai spus lucrul ăsta. Da, deci are niște copii deosebite, să fie și la noi la Maranata. Dar vreau să zic un lucru. Deci, dacă ai o fată de 21 de ani, trebuie să ai răbdare 21 de ani. Așa este. Bun, mersi. Așa este. Iar cu un băiat de 24 de ani trebuie să ai răbdare... De 24. E ok, bun, am priceput. Mi-a dat foarte multe motive, fiica mea, să am nu știu câtă răbdare cu ea. A crescut într-un mod extraordinar. Deci, cu ea n-am știut ce înseamnă școală, de exemplu. Oh. Adică, habar n-am avut că... Niciodată nu mi-am pus probleme. Oare și-a făcut temă de casă? Oare e pregătită în 12 plus 3, că anul acesta a terminat și facultatea. Și niciodată nu mi-am pus problema. Păi, oare cum e? Oare e pregătit? Totdeauna. A fost momente în privința asta în care am spus, te rog să o lași mai moale. În clasa 12 am zis, uite, nu te mai stresa pentru nimic, concentrează-te pentru materiile de bac, de admitere, voia la fizică. Nu poate, că așa e. Anul acesta vreau să am 10, că tot a avut 9, 90 și anul acesta vreau să am 10. Dacă tu vrei asta, Domnul să te ajute și a avut 10. Nu că ar fi foarte important asta, pentru că până la urmă caracterul... Bun, dar asta ține de caracter. Ține de caracter. Asta ține de caracter. Îmi propun ceva, văd că Dumnezeu a pus ceva în mine, sunt acolo. Eu sunt convins că dacă i-ar fi știut că a mers la potențialul maxim, accepta, că nu vorbim de un copil, accepta, domne, nu pot mai mult de 9,75. Bă, dar pot de 10, adică pot de 10 și tot timpul m-am jucat până acolo. Bun, anul ăsta îmi propun. Acum, ca să fii liniștit, în caz că se uită Patricia la emisiune sau ceva, când ai zis tu de răbdare, ce crezi că zic ei în sufletul lor? Da, părinții să aibă răbdare cu copiii și ele ar spune, fetelor, câtă vreme trăiește tata răbdare, câtă vreme trăiește mama. Păi n-ai spus-o că e porunca Domnului pentru toți. Vinde-ne secretul cu creșterea copiilor. Eu nu pot, încă a mea e smici. Păi e smici. Vedem. Mai înainte zis domnișoară, stai un pic. Bun, da, vedem pe asta. Eu ce am observat eu? De aici ai, cum zic, un caz de fă ce zice popa. Face popa. Se teme și el, noi toți ne temem că se uită copiii la emisiune. Păi la emisiunile noastre nu se uită copiii, știi? Okay. Deci putem fi liniștiți, s-ar putea să uită un pic nevestele. Aici așa, să mai îmbrămem, să mai uităm în biserică. Am spus mai devreme. Păi da, noi trebuie să fim atenți că se termine emisiunea. Era o discuție așa scurtă. Că eu zic, bă, dar nu ești pe Facebook, nu. Păi zice, noi suntem pe Insta. Păi de ce sunteți pe Insta? Că pe Facebook sunteți voi. Deci noi suntem unde nu sunteți voi. Deci aștia mai mici sunt acum cu TikTok și da, cu tot felul. Noi eram cu TikTok. Deci am observat că, nu știu, face minuni la a mei, e timpul petrecut împreună. Deci tânjesc după timp. Dacă stau cu ei o săptămână, se vede o schimbare extraordinară în ei. Și la mine și la soția mea. Deci asta e... Pur și simplu. Bun, și acum normal că sunt multe să vorbești frumos, să fii un exemplu. Să ai da, dar nu e ușor în ziua de astăzi să stai, să petrești timp cu copiii, cu familia și pe măsură ce cresc, sunt tot mai aglomerat și vine o vreme când exact așa cum discutam. Dacă nu-mi fac timp pentru asta, dacă nu-ți programez timp pentru așa ceva, nu mai prins niciodată. Așa am pățit eu, scuze o secundă, doar că exact cu fiul meu anul trecut, înainte să se căsătorească, mi-a spus, mi-a dat ultimatum la începutul anului, tată, anul acesta mă căsătoresc. Tot ai promis o călătorie doar noi doi. Așa că a trebuit să-l iau la 23 de ani și am plecat.
Foarte trei bine. Săptămâni împreună. Bun, asta noi iar doi. E super. Extraordinar că vrea băiatul tău cu tine, știi, că da. Sunt alți părinți care la vârsta asta nici nu mai, da. Nu mai da. Vor să știe. Dar și ceea ce ai spus tu este 100% așa. Timpul acordat și dacă tot ar fi să transform asta în sfat părinților, nimic nu înlocuiește, nici telefonul, nici bani, nici absolut nimic. Timpul acordat. Mai ales în prima parte a vieții copiilor în copilărie, dar dacă se obișnuiesc așa, eu mă miram că la 20 de ani, când au fost ei 20-21 de ani, au vrut să plecăm împreună în concediu. Ok, mergem, dar chiar vreți cu noi? Da, ok. Da, bun, se clădesc un timp. Au ei timp și pentru prieteni și pentru altceva, nu suntem noi singura lor opțiune, dar este bine. Adevărul este că noi îi mulțumim pentru copiii noștri, care nu sunt perfecți, pentru că i-am făcut noi și i-am crescut noi, dar merg spre perfecțiune pentru că sunt și copiii Domnului și asta este una dintre cele mai mari bucurii. Bun, haideți să încheiem, că asta trebuie să încheiem, dar o să vă dau posibilitatea să dați un sfat cui vreți voi. Tineri, bătrâni, colegi păstori, slujitori, tineri. Vârsta înaintea frumuseții. Bun, hai că zic eu, încep eu, Imie, ca să-ți dau subiectul, că așa te-am încurcat. Unor colegi care sunt la început de slujire, ce le-ai spune? Păi ca să nu mă repet în ceea ce cu răbdarea, da, mă gândeam. Mă întorc însă spre ceva. Pe lângă răbdare este nevoie de dedicare. Și atunci când îți vine să renunți, atunci mai așteaptă puțin. Tot cumva se leagă de răbdare, dar este puțin altceva. Și nu căuta neapărat succesul în lucrare, ci să cauți mai mult, asta e valabil și pentru mine, exact, credincioșia față de cel care ți-a dat slujba. Pentru că spune Scriptura că noi suntem doar ispravnici. E o lucrare extraordinară, dar suntem ispravnici, acolo trebuie să fim credincioși. Și lucrul acesta nu se vede totdeauna în realizări, dar totdeauna contează înaintea lui Dumnezeu și până la urmă și înaintea oamenilor. No, sigur, da. Bun, acum depinde și cum definești succesul. Spre exemplu, Dumnezeu îi spune lui Iosua, dacă vrei să ai succes, cartea aceasta să nu se depărteze de gura ta, cuget asupra ei zi și noapte, fă ce este scris în ea și atunci vei lucra cu înțelepciune și vei izbândi în toate. Ce înseamnă? Succes, nu? Succes, de nici atunci nu, Iosua nu la succes trebuia să privească, ci ce să faci. Deci tu te uiți acolo și Dumnezeu îți garantează. Cred că în ochii lui Dumnezeu succesul e credincioșia. Da, sigur. Deci dacă te uiți la Ieremia, săracul... În lucru în credința ție. Bun, acum știu că noi repede fugim la Ieremia, că... Nu, no, fugim la Ieremia, cum să spun? Să acum, ne scuzăm pentru... Ție nu ți-a spus nimeni, probabil, nici mie nu mi-a spus, dar am ajuns la concluzia asta. Dacă vrei să predici ca Ieremia, pregătește și pentru groapă ca Ieremia. Bun, adică dacă, știi că unii schemați numai să dărâme, știi? A, nu, eu mă gândeam la faptul că parcă nu are așa multe rezultate. Adică dacă ar fi să-l pui pe Ieremia, da, vizibile. Bun, dar ce rezultate să aibă când Dumnezeu îi spune lui Ieremia, te trimit la ei și nu te vor asculta? Dacă te-aș trimite la alții, și Dumnezeu are un mod interesant de a lucra cu noi, ca să nu zic dumnezeiește, spune, te trimit la ăștia, nu o să asculte nimic din ce se le spui. Dacă te-aș trimite la alții, te-ar asculta. Da. Adică logica, bun, trimite-mă la alții. Nu, tu te duci la ei. De ce? Tu ai spus de mine. Și atunci succesul lui a constat în credincioșie. Și exact asta ne spune în 1 Corinteni 4. Încolo, ce se cere de la un ispravnic? Nu e o biserică mare, nu e 50.000 de convertiri într-un an, nu e să fie credincios în lucru. Bun, asta nu înseamnă că nu ne dorim. Dar tu n-ai continuat în lucru încredințat lui. Lui. Ei, asta e problema mea, dragii mei, câteodată sau de mai multe ori, că stau și mă gândesc dacă unele lucruri mi le-a încredințat Dumnezeu sau sunt pasiunile mele, dorințele mele. Nici nu mai știu așa, de unele sunt sigur, de unele nu sunt sigur. Acum poate știți voi dacă emisiunea asta am făcut-o noi că ne-a plăcut să intrăm în casele voastre sau Dumnezeu a vrut să ne folosească să vă spunem ceva. Pentru noi a fost oricum o discuție faină și de ce să nu o spunem sincer, asta e important că noi am avut un timp fain. Vă mulțumesc frumos că v-ați făcut timp să veniți. Ne-am bucurat dacă voi chiar n-ați pierdut vremea și ați rămas cu ceva. Eu cred că ați putut rămâne nu doar cu istoria vieții noastre așa în secvențe, ci să rămâneți cu ideea aceea că Dumnezeu este Dumnezeul fiecărei generație, că
nu a fost mai bun, mai puternic, mai milos în generația noastră. Dumnezeu a fost bun, milos în generația noastră, plin de înțelepciune, așa este și în generația voastră. Dacă ne gândim la voi, la tineri, sau dacă ne gândim la părinți, am eu o expresie pentru părinții așa un pic mai necăjiți, care spun ce va fi cu copiii mei sau cu generația tânără. Eu spun, Dumnezeul care a avut milă de noi, are milă și de copiii noștri, jertfa lui este suficientă și pentru generația aceasta, inima lui Dumnezeu bate la fel de mult și pentru generația aceasta, așa că vă încurajăm pe toți. Dacă aveți o relație cu Dumnezeu, întăriți-o, țineți-o mereu proaspătă. Dacă nu aveți o relație personală cu Dumnezeu, începeți-o cât mai curând. Hristos este singura cale, dar este cel mai bun prieten, cel mai bun păstor, cel mai bun stăpân, orice vreți voi. În El există cele mai bune lucruri, realizări, dar cea mai frumoasă veșnicie, adică singura frumoasă. Vă mulțumim că ne-ați primit, să rămâneți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. Rugați-vă și străduiți-vă să fiți o binecuvântare pentru alții. Nu uitați să vă rugați pentru colegii mei, să vă rugați pentru cei din jur, să vă rugați pentru cei care ne filmează, ne aduc în casele voastre. Procesul este lung, nici nu știu să vi-l explic de asta, nu o să vă răpesc vremea, că o să vă dați seama că nu mă pricep, dar este bine, când suntem în mâna lui Dumnezeu este bine și, Amy, facem o rugăciune pentru cei care ne ascultă, pentru noi, pentru colegii noștri, tineri, vârstnici. Doamne, ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru harul Tău și însoțirea Ta. Îți mulțumim că și atunci când n-am fost credincioși, în măsura în care trebuia să fim, Tu ai rămas credincios. Slavă Ție, Doamne! Mulțumim că ne-ai purtat și ne porți și avem această siguranță și această speranță și pentru colegii noștri, fie mai tineri sau mai în vârstă, fie pentru cei care poate chiar în perioada aceasta trec prin încercări. Te rugăm să te atingi de ei. Amin. Te rugăm să îi binecuvintezi în slujire, să binecuvintezi familiile lor. Amin. Te rugăm să ne dai putere să rămânem ancorați în Tine și în cuvântul Tău și ajută-ne ca indiferent ce se schimbă în jurul nostru, în circumstanțele vieții noastre, să putem să rămânem ferm încredințați că suntem în mâinile Tale. Amin. Te rog să rămâi așa cu fiecare dintre noi, cu familiile noastre. Amin. Rămâi scutul și ajutorul nostru, iar pe noi ajută-ne ca să putem să trăim cu credincioșie pentru slavă Lui Tău. Amin. Amin.